Bună, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou împreună. Mă bucur că sunteți toți bine și sănătoși. Sper din suflet să fiți cât mai bine și fie ca toate dorințele dumneavoastră să se îndeplinească. Peste un pic este Paștele. Vă doresc la toți un Paște binecuvântat și lumina divină a Domnului nostru Iisus Hristos să vă apere de tot răul și de toate împrejurările nefaste. Mâine seară, dragii mei, este lună plină, ok? Mâine seară este în 27 aprilie. Această lună este foarte interesantă pentru că are o culoare roz, da? În fiecare an, în luna aprilie, luna este diferită de alte luni. De ce? Pentru că această culoare roz este combinată la fel ca și florile care înfloresc în luna aprilie. Această denumire de la această lună roz, cum au numit-o astrologii, este denumirea unei flori rumărel, care are culoare roz, sau florile de cireș, nu? Are legătură foarte mare cu florile de cireș, cu această floare care se numește brumărel. Bineînțeles că această lună intră în semnul scorpionului, da? Care are o legătură foarte mare cu emoțiile, cu trăirile noastre sufletești, cu dorințele, cu visurile noastre cele mai arzătoare. Această lună ne îndeamnă, energia acestei luni ne îndeamnă pe toți în parte să ne conectăm cu sufletul nostru și cu ceea ce dorim din punct de vedere emoțional și din punct de vedere sufletesc. Aici nu are legătură cu mintea, da? Trebuie să ne conectăm doar cu inima noastră și cu spiritul nostru interior pentru a putea merge mai departe în viață. De asemenea, această lună ne îndeamnă pe toți să găsim o putere interioară, să scăpăm de stres, bineînțeles, să facem o purificare a corpului nostru, să scăpăm de vicii, cei care fumează, cei care au viciul aparatelor, jocurilor de noroc sau, din nefericire, cei care sunt alcoolici, da? Trebuie să fim prudenți, bineînțeles, cu sănătatea. Va fi, bineînțeles, activată zona spatelui, atât la bărbați cât și la femei. Această energie a lunii activează chiar și intestinul gros, mai activează de asemenea ovarele, uterul, organele genitale la femei. De aceea, eu vreau să vă spun la toată lumea să aveți foarte mare grijă de sănătatea dumneavoastră, să nu vă mai stresați, să nu mai puneți toate la suflet, să încercați să vă odihniți un pic mai mult, pentru că oricum banii vin, banii se fac, dar sănătatea este mult mai importantă. Această lună vrea să spună energia acestei luni roz, de culoare roz, este o lună foarte frumoasă, bineînțeles. Cine dorește să facă ritualuri de dorințe, poate să scrie pe o foaie de hârtie dorințele și să li se îndeplinească la lună plină, mâine seară, să aprindă chiar și o lumânare, de preferat la dorința lor, dacă se are legătură cu sănătate, este culoare albă, dacă aveți speranțe mari, puteți să aprindeți o lumânare de culoare albastră, dacă doriți dragoste roșie, dacă doriți bani verde sau galbenă, depinde fiecare ce dorințe aveți. Bineînțeles că pe lumânare trebuie să vă scrieți numele dumneavoastră și cel puțin o dorință, iar pe o foaie de hârtie, toți cei care doresc să se conecteze la energia acestei luni, energia lunii roz, de culoare roz, o lună superbă, poate să scrie dorințele arzătoare și după aia să le dea foc, iar cenușa care rămâne din ceea ce ați scris dumneavoastră, să le aruncați în aer, le suflați în aer, cât timp luna este pe cer. Oricum, această energie are legătură începând de mâine seară, din data de 27, 28 și 30, până pe 1, când este Paștele. Acum, haideți, dragii mei, să vedem un pic zodiile, energia acestei luni roz, ce aduce pentru fiecare zodie în parte, da? Începând de la zodia berbecului până la zodia taur, da? Să vedem această energie de lună roz care este intrat în semnul scorpionului, un semn foarte puternic, dar în același timp un semn foarte sensibil,
care trăiește mult mai intens decât alte semne, toate sentimentele, toate emoțiile, care bineînțeles se supără mai repede decât alții, dar bineînțeles este un semn al puterii și scorpionul, da? Să începem cu zodia berbec, da? Berbeci vor avea o schimbare de casă, vor avea o schimbare de loc de muncă sau vor avea o schimbare pentru persoana lor însăși. Poate să se schimbe din punct de vedere caracterial dacă are legătură cu personalitatea lor aparte sau poate să se schimbe lucrul, da? Să-și schimbe lucrul, să-și facă părul, unghiile. Iar cei care doresc cu desăvârșire să schimbe un loc de muncă sau o casă vor avea succes. Este energia acestei luni îi îndeamnă pe berbeci să fie mai încrezători în forțele lor proprii și, de ce nu, dorințele lor se vor îndeplini mai repede decât ei cred. Pentru zodia Taur, taurii vor avea o energie de căsătorie, de logodnă. Dacă aveți o relație de căsătorie, vrea să spună că toate lucrurile negre în căsătoria dumneavoastră, care au fost, care au planat deasupra dumneavoastră, mici certuri, mici probleme, se vor rezolva și veți rămâne împreună în căsătorie. Dacă ați avut probleme de despărțire, se arată o reîmpăcare, da? Cine s-au despărțit, dacă ați avut probleme de genul ăsta. Cei care sunteți singuri, vă veți găsi adevărata dragoste, pentru că inelul indică faptul unei logodne, unei căsătorii, unei repacificări. Deci pentru Taur este energia dragostei, a căsătoriei și, de ce nu, a unei familii. Pentru zodia Gemeni, Gemenii va trebui să aibă mult mai multă grijă de corpul lor, atât femei cât și bărbați, pentru că vor avea ceva probleme de sănătate. Vedeți, ați văzut că această lună spune clar energia acestei luni că va trebui să avem grijă de noi, de corpul nostru. Gemenii trec printr-o perioadă de refacere, că sunteți bărbați sau femei, ori ați avut probleme de sănătate și acum trebuie să vă reîncărcați bateriile, ori aveți energia căzută la pământ. Oricum, pentru zodia Gemenilor, energia indică faptul că ei trebuie să aibă mult mai multă grijă de ei, să doarmă la timp, să mănânce la timp, să nu se mai consume, să nu se mai agite, da? Pentru zodia Rac, racii, din nefericire, sunt încărcați energetic negativ, pentru că șarpele nu este bun în cărți. Aia indică faptul că au gânduri negative, gândesc foarte negativ, că sunteți bărbați sau femei. Energia acestei cărți vă arată faptul că trebuie să lăsați gândurile negative, să nu vă mai gândiți la rău, pentru că atrageți rău, ceea ce gândiți aia se va întâmpla. Și să vă purificați, da, aveți nevoie de o purificare din toate punctele de vedere, că mergeți la preot și vă, cum să vă zic eu, vă spovediți sau să credeți mai mult în divinitate sau pur și simplu să faceți o dezintoxicare a corpului dumneavoastră, a minții dumneavoastră, pentru că planează această energie de gânduri negative. Nu-i neapărat că ați avea ceva asupra dumneavoastră, nu toate persoanele se referă la chestia asta, se referă la gânduri toxice, da? Pentru zodia Leu, leii trăiesc bine în singurătate. Unii dintre ei, că sunteți bărbați, că sunteți femei, vă place foarte mult să aveți spațiul vostru, să trăiți în liniște, în pace. Cei care sunteți singuri, vă place să rămâneți singuri, nu văd să vă căutați foarte repede pe cineva, pentru că nu vreți ca spațiul vostru să fie invadat. Știți că leii sunt regii junglei, cum s-ar zice, și vor să rămână așa cum rămân. Cei care sunteți într-o relație, de asemenea, iubiți foarte mult intimitatea împreună cu partenerul, nu prea vă place să vă intre cineva pe teritoriul dumneavoastră și vă place foarte mult să stați conectați în gânduri la casa dumneavoastră. Deci, leii care sunt singuri, atât femei cât și bărbați, nu vor să se mai bage în nicio relație, vor să rămână singuri, iar cei care sunt într-o familie preferă să nu prea aibă vizite în casă, să zicem așa. Pentru zodia Fecioară,
Fecioarele au parte de dragoste, vedeți, aceste două lebede cu inimioară au dragoste, au armonie, au pace, au bunătate în jurul lor, emană bunătate, de asemenea sunt în contact cu alte persoane care le oferă sufletul pe tavă, le dă bunătate din inimă, da? La fecioarele este foarte bine energia dragostei, energia bunătății, da? Din ce dai, aia primești, așa se spune în viață. Sunt persoane organizate, bineînțeles, nu toate, dar vrea să spună că destinul le rezervă ceva frumos vis-a-vis de suflet, deci are legătură cu inima. Dacă vedeți bine aici, este o inimă, ok? La fecioarele iese bunătatea dată din inimă. Pentru balanțe, balanțele au niște blocaje, să spunem așa, de orice fel de tip, că sunt blocaje mentale, că sunt blocaje financiare, că sunt blocaje în viața de zi cu zi, pentru că acel munte de piatră înseamnă un blocaj, da? Aceste blocaje ei va trebui să le depășească, indiferent că vor sau nu vor, energia acestei cărți le arată faptul că ei trebuie să depășească aceste blocaje, indiferent ce necazuri aveți, dragele mele balanțe, nu rămâneți căzute la pământ, ridicați-vă și luptați, pentru că viața este o luptă. Aceste blocaje le veți depăși doar dacă vă ajutați singuri, da? Arată cartea că voi trebuie să depășiți unele blocaje care legătură cu sănătatea sau cu dragostea sau cu familia, indiferent de blocajele care sunt, voi trebuie să le depășiți. Pentru scorpioni, scorpionii, v-am zis, vedeți, această lună roz intră în semnul scorpionului. Scorpionii sunt puternici, da? Că sunteți bărbați sau sunteți femei, aveți ursul polar, da? Care înseamnă o putere, o forță, vrea să spună forța din interiorul dumneavoastră, chiar și forța fizică, arată cartea că energia lunii roz pentru voi este puterea și forța, atât mentală cât și fizică. Cartea este foarte bună, aveți putere să mergeți mai departe, indiferent de obstacole, pentru că ursul polar este un urs foarte puternic. Pentru cei din zodia săgetătorii, la săgetător le este o reușită, că este în plan financiar, că are legătură cu serviciu, că are legătură cu jocuri de noroc. Mai degrabă m-aș axa pe ideea jocurilor de noroc, pentru că aici sunt două zaruri. Le indic la toți săgetătorii, că sunteți femei sau bărbați, chiar dacă cei care aveți ascendent în săgetător, să încercați să jucați, da? La jocuri de noroc, cum ar fi lotul, cum ar fi pariuri sau ce știu eu ce jucați, pentru că vă apare niște bani așteptați, o vincită, cum se zice în italian, un câștig foarte mare de o sumă de bani. Nu contează cum acești bani vor intra în destinul dumneavoastră. Pentru vărsători, la vărsători, de asemenea, le iese o conexiune foarte puternică cu divinitatea. Vedeți această ușă care din univers li se deschide după o perioadă destul de tumultoasă, după o perioadă urâtă din viața lor. Destinul le rezervă ceva foarte frumos, ca un miracol, ca o minune. Pentru cei din zodia vărsător apare o minune din partea universului. Universul le dă un dar aparte, le transmite un dar, chiar va fi exact în realitate ceea ce își doresc, visul lor se va împlini sau o dorință se va împlini ca prin miracol, da? Pentru zodia Capricorn, cred că am sărit Capricornul, trebuia să o zic, Capricornii au probleme în familia, unele certuri, neînțelegeri, atât soț și soție, atât cu copiii, indiferent în ce situație, chiar și la locul de muncă, există o problemă legată de certuri, de scandaluri. Această mătură indică faptul că toți cei din zodia Capricorn va trebui să facă o curățenie generală în viața lor, să scape de toate persoanele toxice, da? Și să nu mai fie chiar atâta de încăpățânați și de nervoși, pentru că au probleme nervoase, cum se vede aici, din cauza unui orgoliu foarte mare și unei încăpățânări. Deci ei trebuie să facă curățenie, da? Curățenie energetică, în primul și în primul rând. Și ultima zodie, pești,
și la pești le cade un succes, pentru că aici, vedeți dumneavoastră, este cheia succesului, cheia care este ieșită dintr-o colivie, care indică faptul că această cheie va deschide porți nemai văzute, vă arată faptul că o să aveți cât de repede un succes, poate să fie de bani, în dragoste, poate să fie orice fel de succes, poate să fie că vi se îndeplinește o dorință a dumneavoastră cea mai arzătoare, este foarte bine, sau veți avea succes într-un proces, sau veți avea succes în documente, acte, la locul de muncă. Deci, dragii mei, sper că v-a plăcut horoscopul creat de mine însuși, prin cărțile mele Lenormand. Eu vă doresc tot binele din univers, sper din suflet că să fiți toți bine acolo unde sunteți, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, eu vă pup și vă îmbrățișez cu drag, mă rog mereu pentru voi toți cei care mă urmăriți, sper că universul să vă îndeplinească toate dorințele, vă doresc din suflet un Paște fericit și Lumina Sfântă să vă călăuzească. Să fiți binecuvântați, dragii mei, la revedere!